În ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru acordarea asistenței medicale în cazul a 9 persoane extrase din mediul acvatic de salvamari sau de turiști. 3 persoane în Mangalia și câte 2 în Costinești, Forie și Constanța. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, 4 dintre victime nu au răspuns favorabil manevrelor de resuscitare. Persoanele decedate aveau între 23 și 48 de ani. 2 dintre persoanele salvate au fost transportate la spital, 3 primind îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și cele ale Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, refuzând ulterior transportul la spital.